Bună ziua! Suntem la emisiunea Sănătatea noastră. Pentru început avem invitat pe domnul doctor Adi Popescu, care este medic primar de medicină generală, un foarte bun coleg de-al nostru, cu care noi colaborăm în mod constant și care a acceptat, nu știu dacă cu mare bucurie, dar cred eu cu încântare, faptul că vom petrece împreună cele 50 de minute de astăzi. Bună ziua, domnul doctor! Salut, Băinile! Mulțumesc de invitație! Și da, într-adevăr, cu mare bucurie am acceptat invitația dumneavoastră. De fapt, eu mai degrabă aș vedea-o ca o discuție colegială, o discuție amicală, pe care ar fi trebuit să o avem mai des, dar fie și cu această ocazie este binevenită. Mulțumim frumos! Vă mulțumim că v-ați răpit din timpul dumneavoastră. Este o săptămână importantă, săptămâna aceasta, și cred eu că fiecare încearcă cel puțin să nu supere pe nimeni. Asta așa am auzit în ultimul timp, că cel mai bine dacă nu faci lucruri bune, măcar să încerci să nu faci lucruri rele. Așa cum oarecum am convenit amândoi, încercăm să facem o trecere în revistă a ceea ce își dorește un medic de familie de la pacienții săi și a ceea ce ar vrea medicul de familie să facă pentru pacienții săi. Dacă poți să ne spui câteva lucruri, am fi foarte încântat să auzim. Care este părerea ta despre ceea ce dorești tu de la pacienții tăi? Eu mă pot considera un norocos. Din ce cauză? Deoarece am stabilit de-a lungul timpului, împreună cu pacienții mei, o legătură, zic eu, foarte bună. O legătură bazată, în primul rând, pe respect, în primul rând, pe o bună comunicare, ceea ce consider că este foarte important a fi comunicarea între medic și pacienții lui. Uneori, cum mai spuneam și discutam și cu alți colegi ai mei medici de familie, ne bucură faptul că suntem chiar considerați mai mult medici din familie. Pentru că nu de puține ori sunt cazurile în care pacienții ne cer și sfaturi, poate nu neapărat de origine medicală, de natură medicală sau de natură a evoluției și a monitorizării stării de sănătate, ci sfaturi legate de viața de zi cu zi. Este important și acest aspect, deoarece nu poți să scoți un om din mediul lui în care trăiește zilnic. Și dacă înțelegem și suferința lui dincolo de, hai să spunem, de ușa dispensarului, de ușa cabinetului medical, atunci poate ne-am dat seama mai ușor care sunt cauzele acelei suferințe cu care el vine la ușa noastră. De fapt, eu susțin că dedesubtul unei boli organice stă o suferință nu numai fizică, ci o suferință, hai să zicem, legată de nemulțumirea lui într-un anumit plan. Sigur. Fie se supără cu cineva, fie este nemulțumit de sine. Cred că toți ne confruntăm cu lucrul ăsta, Țin mai bine, mai seama minte, puțin. acum 13 ani, când am început activitatea ca și medic de familie, discutam cu doamna asistentă la momentul respectiv cât de curând stresul va deveni cod de boală. Și într-adevăr, nu putem spune că există vreo persoană care să nu fie sub influența stresului. Nu acel stres pe care îl cunoaștem noi, neapărat un stres fizic sau un stres psihic. După cum știm cu toții, există la momentul de față acel stres și echivalenți de stres, care, bineînțeles, au aceleași repercusiuni asupra organismului ca și factorul fizic sau psihic. De aceea, dacă înțelegem care este forma lui de stres a pacientului respectiv, atunci ne dăm seama și cum putem gestiona această situație. Că pe lângă un tratament medicamentos pe care îl dăm noi sau sfaturi pe care le putem acorda, acest pacient, dacă nu este și monitorizat și direcționat către un serviciu în care să poată să se elibereze de acest stres al lui, atunci nu vom reuși 100% sau măcar într-o proporție mai mare
să ne atingem țelul și scopul pentru care suntem noi. Eu să înțeleg că sunt mulți dintre pacienții tăi care vin la tine și îți spun că au o problemă. Sigur. Problema lor poate fi medicală sau nu? De multe ori am mai fost întrebat și cu alte ocazii dacă vin și pacienți închipuiți la cabinet. Eu nu am voie să consider o problemă mai puțin importantă sau mai importantă. Ceea ce îmi spune pacientul, o iau ca atare și menirea mea este să fac diferența dacă acea problemă este o problemă reală sau o problemă care practic ține mai mult de latura psihică. Corect. Dar în momentul în care te confrunți cu un om care vine și, de exemplu, hai să ne referim strict la pacienții care au o boală psihică. Că toți avem din ăștia. Sigur. Mai mult sau mai puțin. Bine, tu trebuie să-i oferi un sprijin, dar în același timp trebuie să-l ajuți să se ducă la un consult de specialitate. Ai pacienți care au refuzat consulturile de specialitate? Sigur, și lucrul acesta se datorează, zic eu, în primul rând, de o lipsă educației din acest punct de vedere. Mulți dintre pacienți, când au auzit că este vorba despre un consult neurologic sau neuropsihiatric, apare acea atitudine de gardă și refuzul: eu nu sunt nebun. Nu este vorba despre așa ceva. În lumea civilizată, în statele europene, este indicat periodic de a se face un consult psihiatric, o discuție cu un psiholog, de a se face o evaluare din punct de vedere neurologic, pentru că atât timp cât lucrăm cu oameni și lucrăm printre oameni, oricând pot să apară dezechilibre în aceste direcții și care pot avea, normal, influențe asupra activității colective și individuale. Cum reacționezi atunci când un pacient vine la tine și te minte? De multe mi s-a întâmplat, de ce să nu recunosc. Prima dată îl întreb dacă într-adevăr a venit pentru ceea ce îmi spune el a fi sau efectiv a venit ca urmare a unei, hai să spunem, apostrofări a medicului specialist sau a familiei sau a anturajului. În primul rând, din punctul meu de vedere, îmi dau seama și cea mai frecventă, să zicem, minciună este cea de respectarea schemei de tratament. Nu există pacient care să-și urmeze schema de tratament corespunzător cum a fost prescrisă și să rămână cu pastile pentru luna următoare. Corect. Din această cauză îmi dau seama că pacientul respectiv, dacă nu este echilibrată, să spunem, tensiunea arterială sau nu are un răspuns pe care îl aștept eu de la medicația respectivă, îmi dau seama că nu și-a respectat schema de tratament prin faptul că îmi spune că pe luna următoare nu mai vrea pastile respective, deoarece mai are acasă câteva. Este clar din ce cauze le are. Acum, nici nu sunt de condamnat, pentru că foarte multe persoane sunt vârstnice, sunt singure. Multe dintre medicamente, dintre produsele medicale, hai să spunem, au aspect comercial similar. Mulți dintre ei au probleme de acuitate vizuală datorită vârstei și sunt cazuri în care poate omit un medicament să-l ia la momentul respectiv. Uneori poate își dublează doza, crezând că este un alt medicament. Și de aici apar treptat apar dezechilibre și din punct de vedere al stărilor de sănătate și din punct de vedere nerespectării acestei scheme de tratament, zic eu, în mod involuntar de această dată. Și cum îi abordezi? Ce le spui? Ce le spun? Celor care realizez că această, hai să spunem, eroare de terapie, de automedicație, se datorează faptului că au o anumită vârstă și legată de problemelor de memorie, chiar le recomand și știu că sunt chiar și în farmacie, sunt niște, hai să spunem, casolete, caserole, cu făcute pe zile, compartimentări, da, pe zile și pe momentele zilei, dimineața, prânz și seara,
și le recomand să-și facă o rost de o asemenea casoletă cu compartimentări și să-și pună medicamentele pe zile sau, hai să spun, nu știu, dacă este pe o săptămână, poți să-și le pună și pe o săptămână, fiind mai ușor să monitorizeze ei dacă și-au luat pastilele sau nu. Știți cum, deocamdată nu sunt în momentul în care mă aflu în categoria aceasta de vârstă. Nu știu cum aș reacționa eu. Văzându-mă în față cu ei când spun o sacoșă de pastile, câteodată chiar o sacoșă de pastile este. Așa este, nu exagerat. Da. Și câteodată, să știți, că încerc să învăț de la ei. Vârsta, oricum, nu ne ocolește pe nimeni, nu ne scuză, da? Dar mi-aș dori, dacă va fi cazul la, eu știu să zicem, o vârstă înaintate, să pot să recepționez mesajul cum recepționează ei și să iau în considerare de la medicul meu, să spunem, să-mi respect schema de tratament așa cum fac ei. Da, deci, într-adevăr, vârsta nu este o scuză și trebuie să ajutăm în acest sens, pentru că dacă vedem că sunt carențe în modul de înțelegere a importanței respectării schemei de tratament, atunci asta poate este și merirea noastră ca și medici de familie să sprijinim. Pe de altă parte, medicina de familie este o medicină preventivă și o medicină în care monitorizarea este foarte importantă. Și poate datorită acestui hai să spunem scop, a fost creată și această ramură de medicină de familie. Din punctul meu de vedere, sunt unul dintre medicii care îmi doresc și pot să zic că și reușesc să țin legătura cu medicii specialiști din ambulatoriu și din spital. Mi-aș dori să cunosc și pe ceilalți medici tineri cu valoare profesională, care am înțeles că au venit acum la Spitalul Municipal de Rădăuți. Aș face o recomandare, dacă mi-este permis, și cred că și colegii mei, ceilalți medici de familie, ar fi de acord cu această propunere a mea. Aș recomanda o întâlnire propriu-zisă între medicii din spital și medicii de familie, să ne cunoaștem, să schimbăm adrese de mail, de numere de telefon, pentru că, așa cum este normal, trebuie menținut tot timpul această monitorizare a pacientului, care începe în spital, continuă la medicul de familie și se întoarce iarăși la controlele periodice. Așa este. Eu cred că este dorința tuturor, și a celor din spital și a medicilor de familie. Probabil se va încerca în următoarea perioadă. Erau vechile rapoarte de gardă la care erau invitați medicii de familie și cea mai mare parte participau. Și cred că se pot renoda măcar o dată pe lună. Ar fi foarte important, sigur, pentru că toți avem probleme. Toți avem același, hai să zicem, colaborator dar un colaborator mai greoi, așa, casa de sănătate, și cred că ne-ar ușura foarte mult să ne întâlnim unii cu alții, să spunem, domnule, noi am înțeles așa de la casă, voi ați înțeles așa de la casă, deci haideți să găsim oarecum o linie de mijloc, să facem și ca voi și ca noi și să fim acoperiți față de cel care oarecum ne controlează și pe noi și pe voi. E foarte important și pacienții ar avea numai de câștigat. Pentru că, până la urmă, pacientul tău vine de la tine cu un bilet de trimitere. Eu de cele mai multe ori reușesc să vorbesc cu tine la telefon când este o problemă, dar pacientul vine, înțelege un lucru de la mine sau de la un coleg de-al meu specialist, îl înțelege mai bine sau mai puțin bine, merge la tine, ți-l transmite. Poate a prins un medic din spital într-o perioadă mai... hai să zicem, delicata zilei, când ăla alerga în triaj, în ambulator, când săracul își trăgea sufletul între două cazuri grave sau făcea o resuscitare și poate că nu a avut timp să explice pe îndelete. Dom'le, asta e schema de tratament, asta trebuie să faci, vii la control în două săptămâni și atunci, oarecum, ești prelungirea medicului specialist care vede, care trimite o scrisoare medicală, poate nu are timp întotdeauna să explice pacientului, dar vorbind aceeași limbă, noi am învățat aceleași lucruri, reușim să comunicăm pacientului
până la urmă același mesaj. Tratamentul se ia zi de zi toată viața la bolnavii cronici, la bolnavul acut se ia o perioadă de 7-10 zile după care vine la control. Legătura dintre noi și pacientul este medicul de familie care îl poate aborda. Nu știu acum cum este la voi, la noi se iau numerele de telefon și putem aborda și familia și pacientul. Voi oricum îi găsiți mult mai repede și comunicați foarte bine. Și uită cardurile la spital, după care vin sau nu vin, sunăm medicii de familie, îi rugăm să trimită înapoi pe cineva din familie. E greu, dar nu e imposibil. O să putem foarte bine colabora și eu sunt convinsă că toți medicii tineri vor fi dornici să cunoască oamenii cu care lucrează în teritoriu. Asta sunt convinsă. Și poate cu acest prilej ar mai dispărea din, hai să spunem, aceste animozități, uneori chiar și fals întreținute, între medicii specialiști și medicii de familie. De multe ori se induce așa o oarecare falsă, să zic, eu zic că este falsă, tensiune sau necolaborare corespunzătoare între cele două părți. Este o falsă tensiune, dar ți-am zis, vine permanent din același motiv, lipsa de comunicare. Noi nu avem timp să comunicăm foarte bine, ceea ce e greșit, pentru că până la urmă un telefon sau un cuvânt schimbat cu un coleg de-al tău te poate scuti de foarte multe gânduri, hai să nu zicem negative, gânduri nu tocmai bune. Și atunci, cred eu, comunicarea ar putea salva o grămadă de neuroni consumați pentru ceva ce nici măcar nu știi dacă a existat. Ai auzit că a spus ăla, dar tu nu știi sigur dacă acel om a spus lucrul respectiv. Este ca, de fapt, reflectă societatea noastră. Și ar scuti această comunicare, ar fi și în beneficiul pacientului, nu neapărat din punct de vedere din punct de vedere al respectării schemei de tratament, dar și din punct de vedere economic și financiar. Practic, o neînțelegere a unei explicații date de medicul specialist, cauzată de situația care ați spus dumneavoastră, poate fi rezolvată printr-un simplu telefon, ceea ce ar scuti timp, ar scuti bani, ar scuti stres, iarăși timp de așteptare la ușa medicului specialist. Și de ce să nu putem face bine când se poate face? Și voi beneficiați probabil de niște liste de așteptare în care vă programați pacienții. Ce faceți cu cei care vin în ziua respectivă la dispensar și sunt acuți? Aici este o mare problemă. Și aici pot spune că eu mă încadrez în acest grup de medici. Întotdeauna la medici de familie pe a căror liste se regăsesc un număr, să spunem, mai mare de copii, în sezoanele reci, de foarte multe ori, poate de chiar să spun zilnic, nu se pot respecta acele liste de programări. Discutând cu colegii de-ai mei, de exemplu, în această iarnă, am ajuns la concluzia că nu tratam pacienți, ci tratam familii. În ce sens? Venea o mamă cu 3 copii, fiecare din el făcea febră, fiecare avea simptome, care puteau fi comune sau puteau să fie diferite de cele ale celorlalți frați. Și vă dați seama, fiecare trebuie consultat, fiecare trebuie adaptată schema de tratament simptomelor respective și dintr-un singur pacient care teoretic, ar trebui să intre cu răceală la mine sau, eu știu, o viroză respiratorie, practic, au intrat 3 pacienți. De multe ori și mama spune că am luat și eu boala de la copii și, sigur, trebuie să acordăm și mamei tratamentul corespunzător. Și uite așa, dintr-un foc, 4 consultații au venit peste cele programate. Înseamnă timp, înseamnă decalarea programului. Exact, exact. Și aici, înseamnă așteptare din partea celorlalți. Exact. Aici apelăm și pot să zic, dintre pacienții mei au înțeles acest aspect, că sunt niște, așa cum și în spital există, sunt niște nivele de urgență. Bineînțeles, acum ca o paranteză și ca o glumă,
În facultate învățasem anumite urgențe medico-chirurgicale. Ei, în practica de zi cu zi nu se compară. Urgențele sunt, pleacă microbuzul, copilul mic stă cu soacra și nu mai poate ține, sau nu stă calul, mă rog. Urgența asta este a fiecăruia. Da, sigur. Dar aceste urgențe personale, cărora le sigur că le dăm crezare, nu sunt cele pe care ar trebui să le gestionăm noi. Din punct de vedere al priorităților la medicina de familie și cred că în general, pe primul loc se află persoanele care sunt într-o categorie specială. Și aici mă refer la sugari, mă refer la gravide, mă refer la... încă mai sunt veterani care au și un statut special pentru consultație și ar trebui să prioritizăm aceste cazuri înaintea celorlalți pacienți care vin, de exemplu, pentru un tratament cronic sau pentru, eu știu, o afecțiune care nu este chiar atât de cu simptomatologie atât de frustă. Lucrurile se așează în timp. Și aici am observat că totul ține de, tot de comunicare ține. Dacă medicul reușește să transmită această, hai să spunem, stare pacienților lui, le vorbește cu calm, nu se impacientează, nu ridică tonul și pacienții înțeleg, se acomodează noi stări și fac așteptarea să fie mai puțin grea și pentru ei și pentru medic. Până la urmă este vorba de răbdare. Sigur. Și până la urmă este vorba de înțelegere și de cei 7 ani de acasă, pentru că e problema ta importantă, dar sănătatea unui om care vine în stare gravă, cu lipsă de aer, cu dureri în piept, cu sângerare, este oarecum primordială. Da? Și ei văd lucrurile astea. Că până la urmă ce sperie? Dacă se curge sânge, dacă nu ai aer, dacă faci febră și dacă nu mai ai conștiență, ți-ai pierdut cunoștința și ai căzut jos. Astea sunt urgențele și oamenii trebuie să înțeleagă lucrul ăsta și să aibă răbdare. Aveți o grămadă de pacienți. Pacienții dumneavoastră sunt de la copilul mic venit din maternitate la adultul tânăr, adolescent, bătrân. Până la urmă trebuie să acordați atenție tuturor la fel. Dar bănui că cea mai mare atenție o adresați acum vaccinărilor. Pentru că, cel puțin din punctul nostru de vedere, că nu prea aveam de face acum cu vaccinările, toată lumea și pacienții mei mai vârstiși mă întreabă, domnule, am copii, sunt plecați în Londra, la Torino sau eu știu unde, ce fac cu copilul care l-au născut acum? Îl vaccinează sau nu? Asta este o întrebare, cred, care stă pe buzele tuturor. A fost o campanie, cred eu, destul de prost înțeleasă și la nivelul țării noastre și în afară. Și oamenii sunt foarte derutați. Să știi că măcar de 2 ori pe zi sunt întrebat, ce fac cu nepoțelul meu cel mic? Ce-mi sfătui copiii? Să vaccineze sau nu copilul? Ați deschis o ușă foarte larg și într-un fel ați anticipat ceea ce vreau să spun. Subiectul vaccinării la ora actuală este un subiect foarte mediatizat, foarte discutat și foarte controversat. Exact. Nu înțeleg de ce și dați-mi voie să mă și justific în acest sens. Așa cum a spus, am și eu părinți care refuză vaccinarea și care din start vin, hai să spunem, setați pe ideea de a nu vaccina copil. Vaccinurile care se fac la ora actuală sunt cele care le-au făcut și ei și dacă respectăm și o anumită proporție de vârstă, poate chiar și bunicilor. Întâmplarea face să am la cabinet, să am registrul de vaccinări din anul 1981. Da, este, pot să spun, o să devină o piesă de muzeu până la urmă, pentru că
are și patina timpului, are și valoarea timpului și a acțiunii de vaccinare a medicilor dinaintea mea. Dar cred că toți, mă scuz că te-am întrebat, cred că toți medicii de familie trebuie să aibă în dispensare registrele de vaccinuri. Cred că și în fișa mea trebuie să fie... Sigur. Fișa de vaccinare de la momentul respectiv. Toți cred că avem așa ceva, nu? Da. Sigur, orice vaccin pe care o persoană îl face este înscris în anumite acte de evidență primară ale cabinetului. Și cum vă spuneam, în momentul în care o mamă tânără și de multe ori o mamă care nu este informată și se ia după ceea ce a spus vecina sau ce a spus, eu știu, auzit pe la televizor. Ce i s-a părut că a înțeles. A înțeles, exact. În momentul respectiv, nu fac altceva decât să deschid acel registru de vaccinare și să-i arăt vaccinul pe care l-a făcut ea atunci când era la... Foarte bine. Da. O idee excelentă. Și de multe ori are succes această metodă pentru că înțelege mama că, practic, așa cum am mai spus, aceste vaccinuri nu sunt de astăzi, de ieri făcute și au apărut ca ceva nou în viața copiilor de astăzi. Anul trecut, la conferința medicală Zilele Medicale Rădăuțene, am avut chiar o prezentare, un studiu de al vaccinărilor în comuna Burla în ultimii 35 de ani. Și am analizat acest aspect al vaccinării din mai multe, hai să spunem, de fapt, impactul a unor momente din istoria recentă asupra vaccinărilor. Printre care specific aici momentul apariției unei cărți a unei colege de breaslă care a inițiat o campanie antivaccinare și care chiar a militat pentru această nevaccinare a copiilor. Ulterior, am observat că în țară luaseră amploare chiar conferințe pe tema vaccinării susținute de diversi profesori. La un moment dat văzusem undeva în București o conferință ținută de un profesor al cărui nume nu rețin și fiindcă nici nu cunoșteam pe acel domn profesor, zic, haideți să mă documentez să văd cine este persoana respectivă. Într-adevăr, era profesor, cel care ținea conferința antivaccinare, dar profesor de matematică. Am înțeles. O să... Întrerupem un pic, luăm o pauză de publicitate și vom reveni cu domnul doctor. Vom continua să vorbim despre vaccinare pentru că este un subiect foarte important și la ordinea zilei, cred eu. Am revenit după publicitate la discuția cu domnul doctor Adi Popescu, medic primar de medicină generală, cu care continuăm să discutăm despre vaccinări. Domnul doctor ne povestea despre acea conferință care a fost ținută de către un profesor de matematică referitor la vaccinurile care se fac copiilor în România, bănui, se referea domnul profesor. Doamne ferește să fiu înțeles greșit. Părinții mei sunt profesori de matematică. Da, știu. De-aia te-am și lăsat să abordez problema. Dar aș prefera ca tinerii din ziua de astăzi să afle mai multe despre trigonometrie, despre algebră, despre, eu știu, teorema lui Pitagora, să spunem, de la profesorilor de matematică și despre vaccinări de la medici. Da, este foarte important ca fiecare dintre noi să facem bine ceea ce am învățat să facem bine, să nu interferăm cu alte domenii în care nu avem cunoștințele despre domeniul respectiv, sau în care am fi tentați să ne spunem punctul de vedere. Un punct de vedere personal, într-o anumită discuție privată, sigur, este binevenit, putem ține cont de el, putem să-l ascultăm, putem să îi acordăm creditul respectiv. Dar de aici până a face o conferință pe acest domeniu, zic că totuși este puțin cam mult pentru o persoană care nu stăpânește foarte mult cunoștințele despre acel subiect. De ce crezi tu, scuze-mă că te întreb, de ce crezi tu că oamenii țin neapărat să facă
Ceva ce n-au învățat să facă. Toată lumea se pricepe la ce face celălalt. De ce? Este, cred că asta nu ține neapărat de, hai să spunem, ceva nou acum sau o tentație de a descoperi noul. Cred că este o adaptare din epoca trecută în care, datorită faptului că știți cum era foarte bine situația financiară a familiilor în epoca antidecembristă, așa, fiecare încerca să rezolve o situație cum se pricepea mai bine, fără să cheltuiască foarte mulți bani. Și cred că acest, hai să spunem, obicei a rămas și în zilele noastre. Nu este de condamnat, dar lucrurile evoluează, lucrurile se dezvoltă. Știți foarte bine că inclusiv medicina se ajunge acum să se supra-specializeze. Da. Și sunt chiar elemente din nanotehnologie în medicină. E foarte greu să ții pasul și când exact. Ești în domeniu. Sunt atât de multe lucruri de la zi la zi care apar și care uneori, uite, cum să avem noi, toți, conferințe pe teme dinainte, destinate, domnule, fiecare au congrese naționale, merg, își pun la punct cunoștințele, își fac cursuri, își fac specializări. Vine o persoană care citește de undeva și emite păreri și o altă persoană care o ascultă preia părerile. În contextul în care, cred eu, că profesioniștii ar trebui totuși să înceapă să aibă un cuvânt de spus în orice domeniu în țara românească. Eu cred că dacă toată lumea ar face ceea ce a învățat să facă, am fi cei mai câștigați oameni. Revenind la vaccin. Da. De exemplu, ce faci cu un copil care vine de la maternitate? Uite, la tine a venit o mămică și a luat copilul din maternitate. Ce faci cu copilul respectiv? Vine acasă. Ce face medicul de familie, Adi Popescu, în ziua când vine mămica acasă? Sunt sigur că nu numai medicul de familie, Adi Popescu, face treaba asta, ci toți colegii mei. Da, tu poți să vorbești sigur de ceea ce faci tu. Sigur. Dar, într-adevăr, în momentul în care un pacient ajunge la domiciliu după externare din maternitate, este prevăzută acea vizită la domiciliu și examinarea lihuzei și examinarea nou născutului. Deci chiar merge acasă la om. Da. Doamne, extraordinar. Deci, chiar extraordinar. Da, nu, eu nu o văd ca un lucru extraordinar, ci îl văd ca un lucru pe care trebuie să-l fac. Și de ce cauză trebuie să-l fac? Plaja mea de pacienți este de diferite categorii sociale. Sunt pacienți care au posibilități financiare, sunt pacienți care încă au cal și căruță. Și pământ pe jos. Și pe... În casă. Da, da, și da, pământ da, pe jos da, în casă. Aveți dreptate, dacă stau și mă gândesc așa ce este. În momentul în care mămica, tânăra mămică, vine acasă cu căruța pe, eu știu, un frig de minus 5 grade, minus 10 grade, copilul respectiv, din momentul externării până ajunge acasă, hai să zic, își trăiește primele clipe de viață într-o diferență de temperatură foarte mare. Și vă dați seama, copilul nou-născut și mai ales neinițiat cu vaccinurile, doar cu cele din maternitate, este predispus a răci foarte repede sau dezvolta diverse afecțiuni imediat. Și de aceea această vizită eu chiar țin la ea, o văd foarte utilă, pentru că evoluția stării de sănătate se poate modifica datorită acestui drum de la spital până acasă și inclusiv evoluția ulterioară poate fi destul de nefavorabilă. Specific, câteva cazuri în care chiar am realizat această importanță a vizitei la 24 de ore de la momentul externării din maternitate. Și anume, au fost două cazuri în care chiar în ziua respectivă în care s-a externat, am diagnosticat copilul cu otită, un copil, un nou născut, și celălalt copil cu pneumonie interstițială.
vă dați seama că aceste două afecțiuni la un copil... pot fi fatale. Da. Și mai ales la acea vârstă. Și, într-adevăr, așa cum am mai spus, toate aceste boli cu evoluție foarte, foarte rapidă s-au datorat faptului că a venit cu mijloc de transport necorespunzător de la maternitate copilul și condițiilor de trai de acasă nefavorabile. Sunt multe cazuri în care camera în care stă copilul funcționează și pe post de dormitor și pe post de bucătărie și pe post de antecameră și de orice vă închipuiți dumneavoastră. Automat la un frig de și un viscol care într-adevăr iarna asta nu ne-a ocolit. Ne-a ocolit, da. În momentul când se deschide ușa pentru a ieși sau intra în casă, acel curent de aer și acea diferență de temperatură poate avea impact nefast pentru copilul respectiv. Și odată cu această vizită, de multe ori vedem condițiile în care va locui noul născut în prima perioadă a vieții lui sau în următoarea perioadă a vieții. S-a întâmplat vreodată să nu te primească? Nu. Vreau să spună, domnule doctor, cu ce ocazie la noi? Este casa mea, nu aveți voie să intrați. Din punct de vedere legal și din punct de vedere al, hai să spunem, al legislației actuale, da, este într-adevăr știi, un dreptul drept fiecăruia de a refuza actul medical. Dar spre bucuria mea și spre fericirea mea, așa cum am spus, am pacienți care înțeleg și care, pot să spun, chiar așteaptă această chiar vizită. Chiar se bucură că te văd. Asta e foarte frumos. Asta se datorează și a unei educații în timp a pacientului. Țin minte la început când am venit în comună, nu vreau să vină tinerile sau, hai să spunem, fetele însărcinate, tinere, nu vreau să vină la cabinet să le întocmesc fișa de gravidă pe simplu motiv că sunt bărbat și că sunt tânăr. O fază foarte, foarte, hai să spunem, haioasă, zic eu, și care încă mi-este vie în memorie, este prima pacientă gravidă care a intrat în cabinetul meu. S-a deschis ușa, am văzut intrând împinsă de către cineva în cabinet, era soțul care o împingea și care spunea, intră domnule, că doar este medic, trebuie să te vadă, trebuie să te consulte cineva. Da, ce să spun, a fost și haios, a fost și binevenită, pentru că, într-adevăr, am reușit să fac și să întocmesc prima mea fișă de gravidă și primul carnet de monitorizare a gravidei. Am avut o discuție, pot să spun, cam în jur de o oră cu pacienta respectivă, când îmi permiteam, acum este un lux, să-i dai sfaturi, să-i spui cum trebuiește să privească sarcina, ce așteptări să aibă de la perioada următoare, ce semne de alarmă pot apărea, cum trebuie să gestioneze, cum trebuie să mă informez și dacă apar semne de care pot fi iminență de avort, da. Se întâmplă ceva cu sarcina. Lucrul acesta îl văd, încerc să îl fac ca acum 13 ani, dar într-un timp mai scurt, da. Și mult mai fugărit exact. De ceilalți care stau la coadă. Exact. Bine, dar bănui că prima gravidă o ții minte. Primul copil câți ani are? Care s-a născut în dispensar după ce ai venit tu? În dispensar nu și sper să nu, nu se lasă. Nu s-a născut. Dar prima gravidă monitorizată de tine, în care ai văzut-o, da. Câți ani are copilul? Păi copilul are, dacă atunci avea, când am luat în evidență, avea 20 de săptămâni de sarcină. Așa. Țin minte și acum. Mai punem încă, hai să spunem, 20 de săptămâni și încă în jur de 13 ani, cam așa, 13 ani și puțin. Mm. Da, și bănuie că mămica aia a mai născut copii. Sigur, el este, îți dai seama, este primul copil. Trebuie să-i pui fișa la muzeu și lui și mămicii. Sigur. Prima gravidă monitorizată alături de caietul cu vaccin. Din anul 81. Iarăși, poate sunt prea tânăr pentru amintiri, dar mă rog, fiecare are amintirile. Amintirile sunt frumoase. Da. Mi-ați răscolit acum cu acest moment.
și prima dată când am pus și eu parafa ca medic pe o rețetă. Da, era o viroză, o țin minte și acum, pacientul, într-adevăr, la ora actuală nu mai există, pentru că avea o anumită vârstă atunci, avea în jur de 80 de ani, vă dați seama, acum ar trebui să aibă 93. A fost chemat la cele sfinte și... Asta nu înseamnă că nu era posibil să aibă 93. Da, nu l-au sigur, ajutat sigur cu comorbidității. Da. Deci nu a fost vorba de îngrijirea doctorului, a fost de neșansa lui să facă anumite boli. Oamenii pot să trăiască și peste 93 de ani. Și cine nu recunoaște că nu există o emoție a cazului, un stres care te urmărește ca și medic, în momentul în care un caz este, eu știu, este mai deosebit sau sunt niște semne clinice cu care nu te-ai mai întâlnit, eu zic că nu este sincer. Țin minte, erau momente în care nu erau atâtea mijloace de comunicare ca acum, nu toată lumea avea telefon mobil în acea perioadă și știind că nu peste, de obicei știți dumneavoastră, cel puțin din punct de vedere al copilor, foarte multă patologie se întâmplă vineri, da? Întotdeauna, la sfârșit de săptămână și zile libere. Exact. Și sunam pe, eu știu, pe un vecin sau pe cineva apropiat, o rudă apropiată, să văd, să mă interesez cum evoluează copilul respectiv. Ei, în momentul în care spunea că este bine că nu mai tușești așa de mult sau așa, aveam liniștea, să spun eu, sufletească și peste weekend, urmând ca luni să mă conving eu dacă cele ce spuse sunt reale sau doar spusele mamei sau ale rudei respective. Da, sunt momente frumoase. Da, la început îți aduce aminte că veneai și la spital. Da, și te informai despre ei, că nu erau telefoanele. Da, da. Ei. Iarăși, dacă tot v-ați provocat și direcția asta. Așa este. Poate chiar eu pot să spun că este o prietenie între mine și medicii de specialiști de generația mea. Într-adevăr, când erau cazuri, eu știu, mai deosebite sau care urmau o monitorizare, trebuiau să le monitorizez mai atent, veneam efectiv la spital și cred că așa ne-am și cunoscut. Da, prin așa ne-am cunoscut. Și ceream sfaturi de la colegii mei cum trebuie să procedez ca să fie bine pentru pacientul respectiv. Ce trebuie să urmăresc, să-mi dau seama dacă evoluția este bună sau în momentul în care nu sunt mulțumit de răspunsul la un tratament, la o schemă de tratament, cum pot interveni. Niciodată, și spun sincer, cu mâna pe inimă, niciodată nu am simțit din partea colegilor mei medici specialiști un aer de superioritate sau un refuz, nu am, din contră, i-am simțit aproape și sfaturile pe care mi le-au dat au fost pertinente și întreabă profesioniste. Bine, tu te referi la medici specialiști în sensul că oamenii au o altă specialitate decât medicina de familie. Deci, până la urmă, toți suntem specialiști. Și medicii de familie sunt medici specialiști și ei au făcut o școală și sunt lucruri pe care ei le fac și noi nu le facem. Da? Toată lumea și-a făcut specializarea, toată lumea a mers la rândul lui la o pregătire permanentă pe care suntem obligați să o facem și noi și voi, numai că fiecare la un moment dat și-a ales sau nu o felie din ceea ce înseamnă medicina. Exact. Eu aș putea spune că uitându-mă în urmă am fost ultima generație care a făcut anul acela de stagiu la terminarea facultății. Da, da, da. Cred că voi ați fost ultimii, da. Că și noi am prins-o. Așa. Și am fost, dacă nu prima sau a doua generație de medici chiar care au făcut specializare pe medicină de familie. Specializarea pe disciplina medicină de familie este o specializare care durează 3 ani. Care trece prin toate specialitățile medicale. Omul știe tot ce se întâmplă în spital, învață foarte clar să monitorizeze pacientul ăla, că de fapt facem lucruri diferite. Unul monitorizează și vede când apare ceva nou și zice, dom'le, acum e o hibă, trebuie să investigat mai mult decât s-a făcut până acum. Deci lucrurile se opresc la un anumit nivel, pentru că la dispensar unde ai un număr de 3.000, câți pacienți aveți pe listă? În jur la... Dacă este oficial, da, nu este, nu. Nu, doamne ferește, nu fac un secret sau să fac o mândrie din lucrul acesta.
Chiar zilele astea monitorizam și eu lista mea de pacienți și am observat că sunt în jurul de 2800 de pacienți. Este un număr enorm de pacienți. Plaja, cum ați spus, de vârstă fiind de la nou-născutul de 3 zile care a venit în maternitate până la 99 de ani care este veteranul ce locuiește în spatele cabinetului medical, în spatele dispensarului și care se monitorizează dispensarul medical. Da. Exact. Da. De aici vă dați seama, și patologia este diversă, și modul de abordare al pacienților este diferit. Și probabil poate asta este și frumusețea medicinei de familie. Am descoperit această frumusețe a disciplinei de medicină de familie lucrând. Când am ajuns în... dacă nu mă înșel, în 2005, da, în 2005, când am venit prima dată în Comuna Burla, am activat un an de zile, urmând ca în următorul an să dau specializarea și să fac și eu rezidențiatul și specializarea pe această disciplină. Acel an a fost un an extraordinar, pentru că am luat contact cu adevărata medicină de familie. Sigur, fiecare dintre noi ne-am întâlnit cu situații în care una învăța în facultate și alta era pe teren. Și acest an m-a ajutat enorm în modul de a privi acești 3 ani de rezidențiat și de specializare. Veneam din practică, să spun, veneam într-o lume universitară și încercam să acumulez cunoștințe astfel încât să pot face activitatea mea, să o aduc la un standard mai înalt. Corect. Și cu cunoștințele noi, cu schemele noi de terapie și... Omul sfințește locul. Sigur. Da. Asta Dar acesta a fost unul dintre scopurile mele principale în momentul celor 3 ani de rezidențiat, de a încerca să aduc și să mă autoeduc, să mă auto-perfecționez pentru binele pacienților mei la urmă. Și acum, nu știu, a fost un făcut, nu a fost un făcut, după ce studiam, să zicem, o anumită patologie, am observat chiar și o incidență crescută a afecțiunilor respective la nivelul cabinetului meu. Și aici vorbesc despre țintit și vă spun a infecțiilor urinare la copii, în special. Partea de pediatrie am făcut-o la Spitalul Universitar Sfânta Maria, la clinica profesorului Brumaru, care dumnealui gestiona secția de nefrologie. Și întorcându-mă înapoi la serviciu, în comună, am realizat o incidență din ce în ce mai mare a infecțiilor, cum spuneam, infecțiilor urinare la copii. Le-ai și căutat-o. Cred că le adică, căutam, da, da, așa e, este. Când știi, te duci țintit și zici, Doamne, acum, primii 10 copii, hai, sumar de urină, urocultură. Deci ăsta e adevărul. Da. Trebuie să cauți un lucru ca să-l găsești. Și se pare că tot efortul și tot, hai să spunem, toate aceste drumuri spre Iași și înapoi acasă, și cu copil mic, și cu familie, tânăr, au fost de bun augur pentru că au contribuit decisiv în diagnosticarea, cum a spus dumneavoastră, a unui caz. Da. Nebunia momentului, care întotdeauna te cuprinde când faci un lucru. Domnule, hai, îl fac și o îi vedea după aceea, dar se dovedește întotdeauna de bun augur și pentru persoana respectivă și pentru cei din jurul... Aici vreau să aduc încă o dată pe această cale și o mulțumire, hai să spunem, să mulțumesc. În special colegilor mele, doamnele doctor din Comuna Volovăț, care, datorită faptului că au înțeles că este necesară o dezvoltare a mea profesională, m-au ajutat și m-au înlocuit în momentele în care mergeam la Iași și stăteam chiar câte o lună de zile pentru a termina și a finaliza stagiul respectiv. Așa a fost să fie,
Ai beneficiat de șarmul tău de om tânăr. Doamnele doctor, oricum sunt niște drăguțe și să știi că nimănui cred că nu i-a fost ușor, pentru că deja fiecare are pacienții săi și atunci când trebuie să mai îngrijească și pacienți ai altui medic, este un efort. Și atunci numai cine știe lucrul ăsta știe să-și aprecieze gestul celuilalt. Așadar, eu să înțeleg că doctorul Adi Popescu are un dispensar, că nou-născutul vine la dispensar și că beneficiază de program de vaccinare. Vaccinezi și copiii din care vin din afară? A, da. Iarăși aici N-am o fixație pe vaccinare, dar să știi că am auzit prea multe discuții ca să, că nu putem evita lucrul ăsta. Am realizat un aspect. Disciplina față de vaccinare și de actul de vaccinare este mult mai mare la persoanele care lucrează în străinătate față de persoanele care locuiesc în țară. În străinătate, în special, fac aici referire în Marea Britanie, schema de vaccinare este mult mai complexă, mult mai timpurie față de vârstele la care se vaccinează în România și meticulozitatea cu care părinții vor să-și vaccineze copiii este mult mai mare, v-am spus, la persoanele din care lucrează în străinătate. La momentul de față, și salut acest nou program de vaccinare obligatorie în România, se încearcă o adaptare a schemei de vaccinare din țara noastră cu cea din Uniunea Europeană. De ce spun acest lucru că îl salut? Pentru că este foarte bun și pentru noi și pentru pacienți. După cum știți, în luna august sau cu ocazia sărbătorilor, vin din străinătate, vin acasă pentru a-și petrece sărbătorile sau concediile foarte multe familii. Se întâmplă că în acea lună să fie necesară vaccinarea copilului. Și în această situație vaccinăm în România cu vaccinul corespunzător. Sunt în unele cazuri când pacienții, datorită faptului că nu au copii, nu se găsesc în schema de vaccinare obligatorie, nu se găsesc vaccinurile respective, sunt nevoiți să-și cumpere. Și datorită faptului că ei sunt cetățeni români, sunt prinși în listele noastre ca și medici de familie, îi putem acorda gratuitate la vaccinurile cu care sunt imunizați copiii din România, urmând ca cele suplimentare să și le procure contra cost. Foarte frumos! La fel cum facem noi acest lucru, fac și medicii din țările în care lucrează. Au fost situații, de exemplu, în care au început vaccinarea la noi, au fost, eu știu, un an de zile a fost în străinătate mama cu copiii la soț și au revenit în țară. În această perioadă au fost vaccinați copiii acolo, au fost menționat cu ce vaccin și a revenit la noi. Ce este foarte important? Este foarte important ca părinții să aducă medicului de familie carnetul de vaccinări din străinătate pentru a avea și noi o evidență clară și să nu dublăm acele doze de vaccin sau să omitem. În general, părinții au înțeles. Părinții care lucrează sunt tineri, deschiși, înțelegători și cooperanți. Trebuie să aibă scris. Da, da. Deci ce este scris, asta se arată. Scripta manent, sigur. Luând în partea cealaltă, nici nu dăm cu pietre în părinții care refuză vaccinarea. Sunt situații în care, cum am mai spus, ei din start hotărăsc că acest lucru este mai bine pentru copiii lor. Acceptăm orice punct de vedere, acceptăm orice opinie, însă noi ne facem datoria ca și medici să informăm despre beneficiile vaccinului, despre beneficiile vaccinării, iar dacă în opinia părintelui nu suntem destul de convingători, îi acordăm hai să spunem o hârtie prin care ia la cunoștință că a fost informat cu toate cele referitoare la vaccinare și că își asumă pe propria răspundere nevaccinarea copilului, urmând ca eventual, eu știu,
complicații sau... Orice lucru asumat este un lucru de care răspunzi ulterior. Da. Mulțumim mult, domnului doctor. Am mai avea o grămadă de lucruri de povestit. Sperăm să ne onorați cu o nouă invitație într-o emisiune ulterioară. Noi mulțumim telespectatorilor, le dorim să fie sănătoși până la viitoarea emisiune, care se va desfășura, se va derula probabil luni la ora 19:00.